Bine v-am găsit, dragii mei raci, pe canalul Lauroscop la etalările extinse pentru fiecare lună, luna iunie, o lună bogată din păcate în tot soiul de activități mai puțin plăcute din punct de vedere al lucrurilor ortodoxe, neortodoxe. Înțelegeți ce vreau să spun? Așa că am hotărât, nu vreau să vă sperii, ferească Dumnezeu, doar am vrut să vă transmit că este bine, ar fi bine, ca în această lună să purtăm câte o piatră sau un coarț care ne ajută să ne protejăm. Să nu dăm voie vampirilor energetici să ne secătuiască de puteri, să ne protejăm familia, să ne protejăm casa. Sunt chiar pe internet o grămadă de ritualuri de protecție. Eu am să fac în luna iunie un ritual de protecție împotriva atacurilor energetice, dar am să vin cu mesaje speciale atunci, la momentul respectiv. Dacă, bineînțeles, credeți, este bine să purtați un element de genul acesta, poate și culoarea pietrei respective sau cuarțului cristalului respectiv pentru protecție. Ia să vedem ce culoare, ce puteți voi, dragii mei raci, să purtați în buzunărel, în geantă, în... Mă gândeam la... Ok, cuarțul verde. Eu am aici un dicționar al cristalelor și pietrelor pentru protecție. Pentru voi, dragii mei, cuarțul verde este extrem de benefic, să știți, pentru voi. Mă uitam acum la jad, în primul rând. Aici chiar vreau să vă spun că există tot soiul de legături și asocieri. Legătură cu chakra inimii, cea de-a patra chakra, controlează inima și plămânii și este asociată cu idei de autoconștientizare, înțelegere, siguranță și încredere. Poate că veți avea anumite interferențe cu semnele zodiacal, pește, rac și scorpion. O să vedem imediat. Să fiți persoane romantice, persoane creative, persoane care... vor face orice pentru a satisface sentimentele, atât ale lor cât și ale altora. Sau există o activitate în acest sens în luna iunie și atunci jadul vă ajută, cuarțul, mă rog, verde, parasiolitul, zice, cuarțul verde sau parasiolitul, este varietatea verde de cuarț. Cele mai multe cristale de cuarț verde sunt, de fapt, cristale de ametist tratate termic. Ametistul se transformă de obicei în citrin, dar unele soiuri devin cuarț verde atunci când sunt încălzite la 500 de grade Celsius. Din acest motiv, aceste cristale mai poartă numele de ametiste verzi. Din 1950, cea mai mare cantitate de cuarț verde provine aproape exclusiv dintr-o mică mină din Brazilia. Se mai găsește regiunea poloneză Silesia de Jos, precum și în golful Thunder din Canada. Cuarțul verde vă ajută mai ales în activitatea romantică, planul romantic în dragoste, exprimarea sentimentelor, verbalizarea emoțiilor vis-a-vis de voi și vis-a-vis de alții, mai ales dacă aveți obstacole în a vă exprima, dacă aveți greutate în a exprima ceea ce simțiți pentru anumite persoane, pentru copiii voștri, pentru părinții voștri, pentru colegii voștri, știți? Probabil că nu spuneți foarte rapid și des te iubesc. Ce să zic, aveți legătură, că spuneam de legături și asocieri cu în tarot, că despre asta este vorba astăzi, legături cu împăratul, cea de-a patra arcană major. Sugerează putere, siguranță și determinare.
Împăratul ne reamintește că ambițiile noastre trebuie împlinite cu ajutorul conștiinței de sine și al determinării, bazându-ne la toate nivelurile de cooperare cu celelalte persoane. Cooperare, colaborare foarte mult în luna iunie cu persoanele cu care veniți în contact, poate peștera, scorpion. Corespunde cuarțului verde, bineînțeles, consolidând legăturile noastre cu ceilalți și ajutându-ne să luăm decizii de durată, mai ales dacă ne referim la planul afectiv-relațional. Haideți să vedem și anumite mesaje surpriză în începutul acestei etaleri pentru RAC, luna iunie. Agitație în domeniul financiar. Aici tot ce are legătură de tot ce are legătură cu banii. Semnări de contracte. Ideea este să aveți grijă, aveți grijă. Nu e bine să zic așa, să fiți mai atenți, vi se atrage atenția la ceea ce semnați. Tot ce are legătură cu bani, în sensul de depun un dosar pentru a primi șomaj, pensie, orice fel de pensie, nici nu contează, sau în salariu, sau ideea este să nu întârziați. Să depuneți niște dosare, să semnați niște contracte care vă sporesc veniturile. Sigur că o să vă agitați puțin, dar o să vedem totul spre folosul, spre folosul vostru. S-ar putea să fie mici divergențe din punct de vedere salarial, să nu vă convină că nu sunteți plătiți la timp, să nu vă convină că, eu știu, vi se ia din salariu, să nu vă convină că ar putea sau ați putea să nu faceți targetul din acea lună și atunci să vi se taie sau să nu vi se dea, voi să vă bazați că obțineți în luna iunie o anumită sumă de bani și să nu fie la nivelul așteptărilor voastre. Despre asta este vorba. Dacă nu, pe partea cealaltă, ce am spus, atenție la ceea ce semnați, orice fel de contract, chiar și acolo unde scrie cu litere de, așa, minuscule. Nu semnați ca primarul. O să vedem pe parcurs ce informații mai avem. Sigur că sunt destul de mulți raci care vor să îndeplinească niște planuri, cum spuneam, niște obiective. Recomandarea din partea Universului vine și spune, dacă dorești să-ți împlinești visele, ai nevoie de un plan pragmatic. Deci ai nevoie să iei decizii rațional, să nu te grăbești, să cântărești foarte bine, spre deosebire de gemeni care cântăresc prea mult, nu știu ce să facă. Voi, într-adevăr, aveți în sânge, aveți un instinct foarte, foarte bun în a lua alegeri, însă nu vă, asta de fapt vreau să vă spun, să nu vă pripiți. Cântăriți bine înainte de a lua o decizie și fiți foarte logici, să aveți o motivație, să revizuiți în detaliu orice fel de propunere care vi se va face în luna iunie, pentru că există posibilitatea să aveți niște oferte foarte frumos ambalate, dar poate sunt și ok, doar să nu vă pripiți și vă aruncați cu apul înainte, pentru că oferta vi se pare extraordinară. Capricorn, Taur, Perpec, de asemenea, sunt niște semne zodiacale predominante în această etalare, poate aveți legătură cu astfel de semne zodiacale. Posibil tot soiul de invitații, team building-uri, poate va fi nevoie să faceți niște delegații în afara orașului vostru, în afara țării. Cert este că acesta s-ar putea să fie un moment copleșitor, emoționant pentru voi, pentru că aici, în jurul acestui moment, această invitație la o nuntă, la un botez, la un eveniment, monden social, etc., întâlnire cu prietenii, acolo s-ar putea ca lucrurile să nu, să nu le mai puteți ține sub control din punct de vedere emoțional. Ori s-ar putea să vă împăcați pe nepusă masă cu un fost, cu o fostă, ori s-ar putea să fiți sunată de această persoană. S-ar putea să vă treziți că vă deblochează X-ulescu, Y-ulescu. S-ar putea să vă întâlniți cei singuri sufletul pereche, s-ar putea să intrați într-o relație nouă, cei care sunt singuri. Deci în jurul, sau o împăcare, să spunem, nebănuită, neașteptată, pentru că este vorba despre honeymoon, a doua lună de miere. De ce nu? Așa că așteptați-vă chiar și la o invitație pe rețelele de socializare a unei persoane cu totul și cu totul nouă. Ceea ce vreau să vă spun este că sunt șanse foarte mari ca această persoană să vă alinte.
poate să vă alinte Honey, poate să vă alinte Tu ești luna de mea sau poate să vă aducă, într-adevăr, să vă propună că vă aduce luna de pe cer. De aceea, foarte mulți raci să putea îndrăgosti în luna iunie. O să vedem când ajungem la planul amoros. Da, mai ales pentru cei care sunt singuri, cei care au experimentat de curând o despărțire, o separare. Să știți că s-ar putea să aveți noroc din acest punct de vedere, pentru că nu veți sta mult în această stare de plâns, de anxietate, de suferință. Pentru că apare la orizont acea persoană care o să vă ajute să treceți de această perioadă, să vă ia de mânuță și să vă arate normalitatea în iubire. O să treceți peste toată această stare de negativitate. Sigur că sunt foarte mulți raci care experimentează în momentul de față episoade din sfera depresiei, posibil să nu doarmă, tot soiul de gânduri, să se trezească chiar din luna septembrie a anului trecut sau din toamnă. Probabil că toamna a jucat un rol decisiv în această stare de anxietate, de frică, de nervi, de stres, de separare, de decepție. În unele cazuri, bineînțeles, dar se încheie. Este puțin, puțin probabil să rămâneți în această stare toată luna iunie sau este puțin probabil să nu treceți, să nu se întâmple ceea ce am spus mai devreme, pentru că aici este energie masculină. Cineva preia controlul situației, cineva cred că nu neapărat că vă forțează să vă scoată din starea asta, dar nu cred că vă lasă, știți? Probabil că știe că suferiți, știe că vă doare, știe că aveți nevoie de cineva pe umărul căruia să plângeți și cred că insistă puțin. Pentru că voi singuri nu cred că puteți, că nu mai aveți încredere în alte persoane, nu mai aveți încredere în alte relații. Și atunci persoana aceasta vine și cumva trage de voi. Hai să ieșim, hai să mergem, hai să spunem da unei invitații la acest eveniment, pentru că acolo totul s-ar putea schimba peste noapte. Inabilitatea voastră de a coopera în luna iunie sau cel puțin la începutul lunii iunie este foarte, foarte mare, dar mental cel puțin vă veți reveni și o să spuneți, hai măi că nu o să fie foc dacă vin. Ei bine, decizia asta s-ar putea să vă schimbe totalmente viața. Taur, uite, Taur, Fecioară, Capricorn, poate să fie niște semne zodiacale cu care intrați în contact. S-ar putea să nu prea vedeți voi în momentul de față lumința de la capătul tunelului, unii rari, sau s-ar putea să, cum să vă zic, să fiți foarte doborâți sau doborâte, mai ales dacă ați experimentat de curând un eșec emoțional. Aveți senzația că vă aflați pe un câmp minat. Orice ați face nu e bine sau nu vă iese bine. Probabil o să fiți destul de nemulțumiți. Sunteți destul de nemulțumiți de cum au ieșit lucrurile în fosta relație. Dar apare o relație care nu este, de asta spuneam, nu este o relație uzuală. Despre asta este vorba. Adică nu îi se întâmplă oricui. Nu îi se va întâmpla oricui ceea ce urmează să se întâmple vouă. Unele situații poate sunt în al 13-lea ceas. Ori nu vă așteptați să vi se mai întâmple. Ori aveți senzația că aveți o vârstă mai înaintată și nu mai iubiți voi la vârsta voastră sau n-are cum. Sau... Deci nu este un lucru uzual. Ies dintr-o relație, asta este, supăr un pic, mai introduc în alta. Va veni cineva și pentru mine. Deci probabil că nu vă așteptați ca cineva să își dorească o aventură în sensul de o altă relație cu voi. Cred că statul în casă și statul în zona voastră de confort este o decizie care nu vă face foarte bine. De aceea cred că există cineva, un prieten apropiat sau o cunoștință sau în sfârșit o prietenă bună care vă trage din această stare de anxietate și vă duce acolo unde trebuie să vă ducă și unde spune divinitatea că trebuie să vă duceți. Acolo unde totul se schimbă, peste noapte, ca prin farmec, o să vedeți la momentul oportun. Deci luați și chestia asta în considerare. În momentul în care vă vine să spuneți nu unei invitații, încercați să schimbați, să spuneți, ia măi că nu o fi foc. Până la urmă, ce am de pierdut? Știți? Cred că mindset-ul ăsta ar fi foarte productiv
eficient în situația voastră, mai ales cea emoțională. Sigur că sunt anumiți dragi care probabil au rămas fără serviciu, au avut anumite pierderi din punct de vedere financiar, etc. A voi totul este așa, tot pachetul, cel puțin a fost. Dar să luăm în calcul că luna iunie este o lună a schimbărilor pozitive. Aveți nevoie de foarte multă sau mai multă încredere în voi pentru a vă replia, pentru a vă recalibra zilnic, să faceți acest lucru și să vă creați acea responsabilitate. Voi să fiți responsabili de fericirea voastră. În fiecare zi să faceți ceva pentru reconstruirea voastră, piesă cu piesă, puzzle cu puzzle, să vă reconstruiți viața, pentru că racul în luna iunie se transformă în Phoenix. Renaște ca pasărea Phoenix din propria cenușă. Și ceea ce este foarte demn de reținut este că cu fiecare lucru, cu fiecare exercițiu cu voi, cu fiecare zi, cu fiecare clipă, deveniți din ce în ce mai entuziasmată de viață. Veți redeveni, redeveni ce ați fost, vă puneți din nou pe picioare și sunteți foarte aproape de a vă prelua frâiele vieții voastre, de a obține controlul vieții voastre. Că a fost o separare, că a fost un divorț, că a fost în sfârșit ceva ce v-a adus într-o stare, ieșiți din asta cu siguranță voi. Și această persoană care nu o să vă dea pace și o să tragă de voi ca să vedeți și partea plină a paharului. Dar și voi trebuie să munciți un pic, să puneți așa cumva osul la treabă, pentru că veți fi răsplătiți. Aveți great reward. Sunteți așa răsplătiți, vă parcă cu un cadou. Primiți un cadou, o recunoștință. Treceți cu bine testul. Probabil că universul vă testează, dar la capătul acestor teste aveți un mare 10 cu felicitări. La ce ar trebui să fie racii atenți în luna iunie? La drumuri infundate. Cum spuneam în mai multe explicații pentru urmăritorii noi, aceste talări pe care eu le fac și pe care le-am primit drept misiune, este de, și am și inventat un cuvânt, de GPS spiritual. Asta ce înseamnă? Că universul, ghizii spirituali, minunații ghizi spirituali, vă oferă alternative prin aceste mesaje. V-ar putea spune că ar putea să se întâmple asta, asta, așa, asta. Însă voi sunteți cei care veți face acea alegere. Liberul arbitru vă aparține. Foarte puține sunt situațiile în care intervin îngerii voștri păzitori. Asta în cazul în care nu v-ați dus la bun sfârșit misiunea. De aceea, acest mesaj vine și spune: fii atent la drumurile pe care le alegi și care reprezintă o fundătură. Sau vă atenționează că în momentul de față anumiți raci sunt pe, nu neapărat pe un drum greșit, sau da, mă rog, pe un drum greșit. Nu sunteți acolo unde trebuie, nu vi se deschide, nu acolo trebuie să fiți voi. Nu în casă, nu speriați, nu plânși, nu anxioși. Voi sunteți niște persoane speciale, sunteți parte din sursa divină, suntem parte din sursa divină. Suntem perfecți așa cum suntem. Ce ar putea să ne doboare pe noi? Fiecare vin în viața noastră să ne fie profesori. Nimeni nu este întâmplător. Nimeni nu intră în viața noastră fără a ne implica într-o experiență din care avem de învățat. Pentru că, spuneam și la celelalte semne zodiacale, luna iunie este o lună care ne pică fisa. Avem tot felul de revelații. Iar voi, mai mult decât celelalte semne zodiacale, veți avea o revelație totală. Cum am ajuns aici? De ce am lăsat pe Xulescu sau pe Xuleasca să îmi afecteze atât de tare viața? Când eu sunt, sper că aveți oglinzi, da, prin casă, ia uitați-vă în oglindă, ce vedeți? Cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai minunat om de pe pământ. Sunteți parte din sursă divină. Sunteți perfectă, perfect așa cum sunteți. De ce să... De ce să? De ce să lăsați? De ce să dați voie
unor persoane să vă atace, să vă facă rău, să elementele situațiilor cum se întâmplă și din punct de vedere al planului emoțional, oricum se întâmplă. Ideea este de cum facem noi față acestor provocări, că sunt o grămadă de provocări. Cum facem față acestor provocări? Gândindu-ne că nu suntem separați de sursă divină, facem parte, suntem parte din sursă divină. Dar acesta este un alt subiect. Eu am menționat lucrul acesta tocmai pentru că unii rași probabil au avut nevoie de și au nevoie de susținere din partea Universului, au nevoie să știe că nu sunt singuri, mai ales racii care sunt singuri în acest moment. Puțin probabil, dragii mei, ca să nu aflați un adevăr. Acum, ca răspuns aproape personal la o situație a voastră, puțin probabil să nu aflați lucru. Probabil, deci este puțin probabil să nu vă pice fisa, să nu vă dați seama că sunteți în, cum să vă spun, în mijlocul evoluției voastre, știți, spirituale. Este puțin probabil să rămâneți în zona aceasta de disconfort, este puțin probabil ca această situație personală în care vă aflați să dureze. Trece, totul va trece. Și veți fi capabili, odată cu acest eveniment la care dacă spuneți da această invitație, viața voastră vi se va schimba peste noapte. Renunță, o recomandare din partea îngerilor voștri, renunță la nevoia de a avea dreptate. Atunci când crezi într-o idee, pornești de la premisa că ai dreptate și uneori ești în stare să distrugi anumite relații numai pentru a-ți apăra poziția. Renunță la nevoia de a-ți apăra propria poziție. Știți de ce? Mesajul acesta a venit tocmai pentru a vă scoate din zona voastră de aparent confort. Cred că despre asta este vorba. Mergem ușor către partea aceasta a iubirii și vă spun că totul se schimbă neașteptat, ceva neașteptat urmează să intre în viața dumneavoastră să vă echilibreze lucrurile. Spuneam ceva neașteptat, că totul are legătură cu această a doua lună de miere sau cu această împăcare, cred că este o împăcare în primul rând cu voi, dacă este să mă întrebați pe mine. Și în momentul în care ești împăcat cu tine, în momentul în care ești echilibrat, începi să zâmbești și în momentul în care zâmbești, te vede lumea. Atragi ca un magnet ceea ce tu emiți în univers. Emiți zâmbet, emiți căldură, emiți iubire, emiți iubire de aproapele, iertare, absolut toate emoțiile pozitive de la bucurie în sus îți crește vibrația și în felul acesta, potrivit legii atracției universale, atragi în viața ta exact ceea ce îți dorești. Sunteți un, și veți fi de fapt voi racii, în luna iunie, inspiraționali. Voi, de fapt, veți fi adevărate muze pentru cei din jurul dumneavoastră. De asta cred că o să atrageți foarte multe lucruri benefice în planul iubirii. Totul se schimbă, se echilibrează foarte mult planul acesta afectiv-relațional pentru că veți sta la tacălale cu... în ghilimele de rigoare cu o persoană, o să râdeți mult. O să vă facă plăcere. O să discutați despre câte lună și în stele. Apropo de acea invitație, s-ar putea să fie o diferență de vârstă între voi, dar nu vă deranjează. Și cred că mi se pare că o să fie o perioadă în care o să pierdeți. Nu m-am exprimat corect. O să câștigați ore de vorbit cu o persoană alături de care vă va face plăcere să discutați. Cred că o să vorbiți chiar pe social media până dimineața la 4, până dimineața la 3, până dimineața la 5. O să facă plăcere. Da, o să fie o nebunie. Mai aveți 27, probabil spre finalul lunii. Pentru că atunci lucrurile s-ar putea să devină serioase. După acest schimb de mesaje, după această tatonare, după acest preludiu, după acest amor platonic, persoana respectivă vă va dezvălui foarte multe despre el, despre ea, probabil vă va arăta imagini în apartamentul său, vă va arăta imagini despre viața sa, despre copiii săi, despre prieteni, despre familie, despre, în sfârșit, vă va introduce așa ușor, ușor în viața sa personală, astfel încât
posibil după 4 săptămâni, 4 luni, să vă întrebe foarte clar voi ce vă doriți de la relația asta. Asta înseamnă că își face planuri serioase cu voi, înseamnă că deja proiectează această relație în viitor și asta înseamnă că vrea să știe cu certitudine ceea ce vă doriți, dacă vă doriți ceva, pentru că vrea să continue relația. Haideți să vedem și mesaje cu ajutorul pandantivelor. Este o persoană similară vouă, să știi. Să știți, o persoană care seamănă foarte mult cu voi. Adică aveți aceleași planuri, aceleași... Da, e o transformare extraordinară, fluturașul și semnul pentru totdeauna. Schimbare de destin. O transformare... Ce să vă zic? O transformare fantastică în planul iubirii care vă însănătoșește din punct de vedere emoțional, inimă. Inimă, inimă, unde ești? Persoana la care tu te gândești în momentul de față, o persoană din trecut, nu te mai vrea. Așa că orientează-te, reorientează-te către viitor. Nu sta în casă, spune da invitației după această pierdere. Nu te mai vrea. Dar te vrea, știți cum? Te vrea cine trebuie să te vrea cine trebuie să te vrea. Dragii mei, dragile mele, vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Nu uitați că sunteți fenomenali. Sunteți niște persoane absolut minunate. Poate că speranțele voastre au fost prea mari vis-a-vis de trecut, însă viitorul sună bine și cred că un pas important este de a ieși din zona de aparent confort și a gândi un pic outside the box. Ieșiți din cutiuța aceea, din zona aceea de protecție, nu vă aruncați capul înainte, dar n-aveți nimic de pierdut. Dacă cineva vă invită undeva, căci nu știți niciodată ce vă oferă Universul. Vă pup! O lună iunie spectaculoasă, numai cu bine, cu cal și frumos!